Așa cum s-a cântat, fie preamărit Domnul pentru jertfa sa și fie ca să avem cu toții parte de ea. A fost profețit încă din Vechiul Testament, citesc din Psalmul al doilea, versetul 12, dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă, ferice de toți că se încred în el. Iar în Epistola către Evrei, în capitolul 2, este scris mai explicit, citesc versetul 9, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem și accentuez cuvintele scrise aici în ghilimele, încununat cu slavă și cinste. Din pricina morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Vreau să vă vorbesc despre slava și cinstea Domnului Iisus Hristos. Așa am citit, repet, este încununat cu slavă și cu cinste. Iar în Epistola către Filipeni, în capitolul 2, de unde s-a citit astăzi, avem prezentat motivul pentru care a fost încununat cu slavă și cu cinste. El a avut o slavă și scrie aici în versetul 6, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și s-a dezbrăcat de sine însuși. A luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Despre slava asta care a avut-o deja, este scris și în Ioan în capitolul 17 în rugăciunea sa că Domnul Iisus s-a rugat la sfârșitul lucrării sale, Ioan 17, versetul 4, eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac și acum proslăvește-mă la tine însuși cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Am putea spune slava pe care a lăsat-o, că era deopotrivă cu Dumnezeu. Dar, mă întorc acum la Filipeni 2 și mă bucur dacă mă urmăriți din Scripturi, că înțelegem mai bine, în urma a ceea ce a făcut, a realizării sale mântuitoare, a fost încununat cu o slavă și cu cinste mai mare. Până într-acolo încât, scrie aici în Filipeni la capitolul 2, citim de la versetul 8, la înfățișarea s-a găsit ca un om, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, de aceea, deci iată motivul, Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Domnul înseamnă stăpânul. Cum a spus ucenicii înainte să înălța la cer, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. O autoritate cu slava cuvenită. Așadar să spunem din inimă și să o spunem tot mereu, într-o conștiință de plină, slăvit să fie Domnul. Tatăl a hotărât să-l încununeze cu slavă și cu cinste. De ce? Pentru că a murit pentru noi. Și noi astăzi suntem la cina Domnului și este absolut necesar să ne amintim asta din plin. A făcut-o pentru noi. Și dacă Dumnezeu i-a dat slavă, dacă îngerii, și voi citi versetele necesare, cu cât mai mult suntem noi datori să facem lucrul acesta. Ba mai mult, dragii mei, vă citesc din Evrei, capitolul 2, un motiv care ne privește direct de ce îi se cuvine slavă și cinste. Evrei 2, citesc versetul
10. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate, că la creație toate au fost făcute prin el și pentru el, cum scrie în detalii în Coloseni 1. Și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Mulțumim Domnului că merită slavă și pentru că vrea să ne ducă și pe noi la slavă. Dar de unde vrea să ne ducă? Din ce stare ne-a luat? Cât privește slava sau lipsa slavei noastre, scrie Apostolul Pavel la Roman, la capitolul 3, și asta trebuie să ne amintim noi astăzi. Roman 3, cu 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, adică de a sta în prezența lui Dumnezeu, de a beneficia de bucuria atmosferei divine. Și Domnul Iisus Hristos pentru asta a venit în lume și asta noi toți știm, știu și copiii, nu? Dar o recunoaștem la dimensiunea necesară? Înțelegem noi profunzimea acestei minuni dumnezeiești? Da, într-adevăr, prin har am fost iertați. Și noi care am fost născuți în familie credincioși, socotim că Dumnezeu ne-a păzit, ne-a păstrat și n-am fost implicat, n-am fost în lume, ne-a păzit de păcate mari, că păcate am comis toți într-un fel sau altul, cum se spunea de dimineață, unii lucruri nu le-am făcut și păcat. Apoi vorbe și gânduri și priviri și alte lucruri câte am păcătuit noi în lumea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos merită slavă pentru că s-a hotărât să mântuiască oamenii. Să ia din starea de păcat unde n-aveau drept niciodată să mai vadă slava lui Dumnezeu. Ce tristețe au fi fost pe Adam și pe Eva când au fost dați afară din grădină, când s-au văzut despoiați. Și a spus Evei de suferință, lui Avram, Adam de trudă. Și când au vrut să ajungă la pomul vieții, heruvimii acolo învârteau sabia, niciun acces spre sferele divine. Spune Scriptura despre Dumnezeu în 1 Timotei, la capitolul 6, citesc de la versetul 15. Fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu te poți apropia. Și n-avea nimeni șansă. Ce să ne apropiem? Era și zid. Ne-ar topi slava lui Dumnezeu, prezența lui. Pe care niciun om nu l-a văzut, nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Și prin Domnul Iisus Hristos putem să avem și noi acces la Dumnezeu și să fim primiți în slavă, mărit să fie Domnul. Hai să ne amintim astăzi din nou. Că asta facem noi la cina Domnului, spune 1 Corinteni, capitolul 11, versetele care le citim, ne-am obișnuit cu ele. Dar ar trebui să treacă vorba asta sau cuvintele când le auzim prin ființa noastră, până în adâncul ființei noastre. 1 Corinteni 11, versetul 26. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. El a fost încununat cu slavă de atunci, dar când va veni, ne va da și nouă slavă. Mărit să fie numele Domnului. Asta spune Petru, 1 Petru, capitolul 1. Ce ne așteaptă pe noi, dragii mei, dacă rămânem credincioși? De aceea, orice ar fi, să ne luptăm cu toată inima, să fim dăruiți, 1 Petru, capitolul 1, versetul 7, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care tot încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Domnul a fost încununat cu slavă și cinste și de așa ceva vom avea și noi parte. E din porția Lui, din partea Lui, că asta nu va fi decât la arătarea lui Iisus Hristos, mărit să fie Domnul. Am fost plecat recent la Cluj și îmi spunea soția unui frate slujitor mai în vârstă, ce am avut un vis. Era un sul de covor și se desfășura așa înaintea mea, dar nu se întindea așa la sol sau ca pe dușul mea și se făcea scări. Și urcam spre cer și știam că e venirea Domnului. Și dintr-o dată s-a deschis cerul și am văzut un cor în partea dreaptă numai din mirese. Atâta frumusețe
Și mi-a descris așa sora, cum haine de mirese, ce n-am văzut pe pământ, numai volănașe peste tot. Ceva numai o slavă și ieșa din mâinile lor când făceau așa altele și altele. Și mai în spate am văzut pe sora Ana, al fratelui Chitu de la Iași, mai încoace pe soția fratelui Ștefan de la Rogoș, și în primul rând era și soția ta. Și ce îmi spunea sora Dena, hai la noi, grăbește-te să vii, nu-i mult, să nu te temi dacă treci prin cuptor, să nu spese dacă intri prin tunel, numai să te grăbești să vii, că cei aici nu se poate povesti, pe pământ nu-ți poți imagina, numai să iubești cu adevărat, că aici n-ajunge numai cine iubește. Spunea frate, când m-am trezit dimineața, îmi părea că nu știu, e vis, e realitate. Dar dacă numai un vis, cum avem noi o cântare, dacă o clipă cu el, o uimire, ce va fi în veșnicii? Și pentru că Domnul vrea să ne dea și nouă slavă și cinste, atunci slava și cinstea Lui să fie într-adevăr binecuvântată pentru vecii vecilor. Că noi trebuia să ajungem la judecată, să fim în o sândă, cum vor fi ceilalți, cum spune în 2 Tesaloniceni 1, o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, duceți-vă de la mine. Merită Domnul să fie lăudat, mărit să fie numele Lui. Asta a decis Tatăl, dragii mei. Așa am citit din Filipeni 2. Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat un nume mai presus de orice nume. Și o asemenea cinste, încât vă citesc din Ioan, din capitolul 5, asemenea cinste pe care o dăm Tatălui, 5:23, pentru ca toți să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Ba mai mult, cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adică ne dând cinste Fiului, nu recunoaștem cinstea care i-a oferit-o Tatăl, potrivit cu meritele sale mântuitoare. De aceea cei din cer îi dau cinste Fiului ca și Tatălui. Asta vă citesc din Apocalipsa. Spune Cartea Sfântă în Apocalipsa la capitolul 5. Și sunt prezentate și motivele acestei cinste care îi se dă și pe care noi astăzi o pomenim aici în adunare. Aseară nu știam dacă va fi să predic și ce să predic și nu vreau să predic doar așa, să deschid Biblia să predic. Dimineața m-am sculat cu gândurile astea, atât de m-au împrentat cât ar trebui noi de mult să-i dăm slavă și cinste Domnului Iisus. Auziți ce se face în cer. E drept că și cerul are beneficii în urma lui, că și acolo curăță lucrurile, scrie în Coloseni 1. Dar cei mai mari beneficiari suntem noi, că îngerii căzuți nu au parte de har. Se bucură doar îngerii buni. Apocalipsa 5, de la versetul 9, și cântau o cântare nouă, ziceau, vrednic ești tu să iei cartea, să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat, ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii, în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Ioan l-a auzit, noi credem că l-a auzit și îl vom auzi în vecii vecilor. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare, auziți ce se spune în cer? Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Vrednic este mielul. Mărit să fie numele Domnului. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se află în aceste locuri le-am auzit zicând, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Iată că suntem chemați și noi să-i aducem slava care îi se cuvine. Să nu fim zgârciți în a spune lăudat să fie Domnul. În adunare, în primul rând, ar trebui, cum scrie în Apocalipsa, ca o vuie de ape multe. Toți spuneau, ca într-un cor binecuvântat, mărit să fie Domnul. Scrie în Psalmul 40, în Psalmul 70, cei ce iubesc mântuirea să strige, fără încetare, prea mărit să fie Dumnezeu. Zice Pavel, 2 Corinteni, capitolul 1, că amenul care îl spunem noi este spre
slava lui Dumnezeu, că spune Apocalipsa 3 că Domnul are și numele de Amin, martorul credincios și adevărat, mărit să fie numele Lui. Și să o spunem și pe acasă, să o spunem lăudat să fie Domnul. Știți care sunteți mai bătrâni, cum îi se aducea slavă lui Ceaușescu, se spune că a preluat ideea asta după o vizită în Coreea de Nord, cum sunt și ea disciplinați, cum aranjau oamenii să-i scrie numele, câte și câte. Apoi dacă oamenii aveau uneori pretenție și erau obligați oarecum să-i dea slavă cuiva, cum nu s-ar cuveni să dăm noi slavă lui Dumnezeu? Mărit să fie numele Domnului. Domnul să fie binecuvântat. Pe lângă cuvintele noastre prin care dăm slavă Domnului și să o facem, am amintit doar câteva versete, în plină Biblia de așa ceva. De exemplu, scrie în Psalmul 29, zice de la versetul 1, aici scrie de slava care o dăm lui Dumnezeu și am citit că Fiului trebuie să-i dăm slavă ca Tatălui. Fiul lui Dumnezeu, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste, despre asta vorbim, slava și cinstea Fiului. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui. Dacă aceea o scurtă paranteză, știți când Irod și-a pretins o anumită slavă și au zis oamenii glas de Dumnezeu, nu de om, l-a lovit un înger și a murit. Și eu știu când în adunarea noastră și nouă personal ca slujitor, Domnul ne-a cerut mai mult să dăm slavă lui Dumnezeu, mai întâi și mai presus de toate pentru jertfa sa, apoi pentru toate lucrările sale. Mântuirea fiecăruia dintre noi este o ocazie de a da slavă lui Dumnezeu. Harul prin care ne păstrează, grijă harului Dumnezeu, de la o zi la alta, de la o duminică la alta, sau cum spunea un pilot rămas fără oxigenare în cabină, și eu știu că omul trece de la o zi la alta, dar am aflat că trece de la o răsuflare la alta. Și noi toate acestea le avem prin bunăvoința Dumnezeului nostru. Mă întorc la psalmul acesta. Dați Domnului slava cuvenită numelui Său. Versetul 9. În locașul Lui totul strigă slavă. Spuneți-mi, vă rog, unde nu-i locașul lui Dumnezeu? Zice, Iacov acolo a oprit pe câmp și a zis, Dumnezeu în locul acesta și eu n-am știut. E vreun loc? Ce-am citit în Apocalipsa 5? Pe pământ și sub pământ și oriunde se află în aceste locuri. Ce spune Psalmul 19? Cerurile spun slava lui Dumnezeu. Cum adică o spun? Prin strălucirea soarelui și a stelele, pentru că El le-a creat pe toate și sunt în folosul nostru. Dar mai deasupra acestui soare a pus soarele neprihănirii să ne ilumineze, cum prorocea Ioan, tatăl lui Ioan Botezătorul, Zaharia, căci toate acestea, vorba lui Pavel din Corinteni, se petrec în folosul nostru și nouă nu ne rămâne decât să dăm slavă lui Dumnezeu. Mărit să fie Domnul! Și vă rog să observați, să nu se încurce cineva, pentru că sunt oameni care se pierd legat de identitatea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Hai să rămânem la ce e scris și bine și frumos e scris. Slava care o dăm Fiului nu îl umbrește pe Tatăl. Scrie în Filipeni la capitolul 2, versetul 11. Și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Pentru că Domnul Iisus Hristos, măcar că îi se dă cinste și slavă ca Tatălui, știe să se supună Tatălui. Și asta este un motiv în plus ca să-L lăudăm, mărit să fie numele Domnului. Vedeți că sunt de vulnerabili oamenii pe pământ și câtă luptă este pentru a fi un loc întâi sau a fi cineva, a fi în față, a avea ceva. De aceea Domnul Iisus merită slavă, care a renunțat la tot și prin tot ceea ce a făcut a dat slavă lui Dumnezeu. Dar și Dumnezeu i-a dat slavă. Știți că i-a dat slavă încă înainte de moarte? Spune a doua Petru, capitolul 1, dar după aceea, așa cum v-am citit din Filipeni, a doua Petru, capitolul 1, spune Scriptura aici în versetul 17, că ce l-a primit de la Dumnezeu Tatăl, cinste și slavă atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Nu știu ce-o mai fi zis Tatăl, că doar Tatăl vorbește în cer. Ce cuvinte a mai spus Fiului Său când s-a întors acolo în slavă?
Și mă duc cu gândul așa, ce cuvinte o să-i spunem noi Domnului când vom ajunge înaintea Lui? Frați cântăreți, ce cântare să găsim oare? Spune Apocalipsa de o cântare nouă. A întrebat cineva odată pe un credincios, ce faci când ajungi în rai? Ce să faceți o veșnicie? Și a răspuns, prima dată vreau să-L văd pe Domnul Iisus. Cum avem noi o cântare, cel din tâi vreau să-L văd. Nu știu care, cum îl vom vedea. Dar e scris că îl vom vedea așa cum este și ne vom închina și îl vom lăuda pentru vecii vecilor. Asta e cea mai importantă activitate a cerului și a veșniciei, slava care să-i se aducă lui Dumnezeu. Și acolo vor fi adevăratele cântări și laude pentru numele Domnului, slăvit să fie în veci. O vom face împreună cu ungerii care sunt slujitori, spune Scriptura despre ei, Evrei, capitolul 1, versetul 6, și când duce iarăși în lume pe cel întâi născut, zice, toți îngerii lui Dumnezeu să-i se închine. Se închină înaintea Lui. Să ne închinăm și noi, cum spunem Psalmul 110, tinerii să vină cu podoabe sfinte, Psalmul 95, să ne plecăm genunchiul înaintea acestui Dumnezeu mare și binecuvântat, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Dragii mei, îi se cuvine slavă Domnului Iisus, toată slava. Și El o dă Tatălui și ce armonie binecuvântată în cer. Și îngerii toți se închină și oamenii toți. Cel care îl cunosc pe Dumnezeu, iar ceilalți vor pieri pe calea lor, cum am citit din psalmul al doilea. Dar, spun în încheiere, un alt mod de a da cinste și slavă Fiului este participarea noastră la cina Domnului. Iată ce vă citesc din Exod, din capitolul 2, când au fost scoși evreii din Egipt, pentru că nu plăgile i-au scos. După fiecare plagă, faraon se împietrea. Dumnezeu a pregătit simbolul acela binecuvântat și în noaptea jertfirii sângele i-a scos. Numai asta l-a motivat pe faraon să slăbească legăturile robiei. Și asta trebuia să fie pentru ei cea mai mare motivație. Exod 12 cu versetul 14. Și pomenirea acestei zile, s-o păstrați, s-o prăsnuiți printr-o sărbătoare în cinstea Domnului. Să știe și copiii. Astăzi să ne amintim, noi dăm slavă și cinste Domnului Iisus prin această sărbătoare. Versetul 27. Când te vor întreba copiii, spune versetul 27, ce înseamnă? Să răspundeți, este jertfa de Paște în cinstea Domnului. Și poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ. Versetul 42. Noaptea aceea trebuia prăsnuită în cinstea Domnului. Pentru că atunci a scos din țara Egiptului, noaptea aceea trebuia prăsnuită în cinstea Domnului de toți copiii lui Israel și de urmașii lor. Și dacă va fi ca în lunile trecute, din membrii Betelului nu toți vor da astăzi cinste și slavă Domnului, numai cei ce iau cina Domnului. Iată ce vă citesc din Numeri, din capitolul 9, și cu asta nu vreau să îndemn pe cineva să ia cina Domnului în mod forțat sau nevrednic, Doamne ferește. Vreau doar cei care o luăm prin har să știm ce facem. Numeri 9, versetul 10. Dacă cineva dintre voi sau dintre urmașii voștri este necurat din pricina unui mort, o întâmplare ocazională, neprevăzută, nevoită, sau este într-o călătorie lungă, totuși să prăsnuiască Paștele în cinstea Domnului, și să le prăsnuiască în luna a doua, în ziua a 14-a seara, și să le mănânce cu azim și ierburi amare, adică după aceleași reguli. Dacă cineva, versetul 13, nu-i necurat, nu-i călătorie și nu prăsnuiește, sufletul acela să fie nimicit din poporul lui Dumnezeu, pentru că n-a adus darul cuvenit Domnului la vremea hotărâtă, omul acesta să-și ia pedeapsa pentru păcatul lui. Dragii mei, toate păcatele sunt păcate și toți au păcătuit mai mult sau mai puțin într-un fel sau altul. Dar cel mai grav păcat este să nu dai cinste lui Dumnezeu, să treci indiferent pe lângă jertfa Lui și să nu primești mântuirea, fie ca bunătatea Domnului să rămână peste noi. Să se îndure Domnul de noi și astăzi să-i dăm slava cuvenită numelui Său. Când a fost acest stăruință, le-am spus la stăruitori în mod deosebit
să se gândească la Domnul Iisus. Este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. La cine a Domnului ne gândim? Tot la Domnul Iisus. Vorba lui Pavel în Corinteni 2. N-am vrut să știu nimic altceva între voi decât pe Iisus Hristos pe răstignit. Noi n-avem cruci, n-avem icoane. Totul e la nivel de minte, de duh, de credință. Zice 1 Petru capitolul 1, am citit de acolo, ne bucurăm fără să-L vedem, dar cu o bucurie negrăită și strălucită. Iar când Dumnezeu va îngădui să ajungem și noi la slavă, să primim și noi cinste, în noile trupuri că este îngropat în ocară și înviază în slavă, să slăvim apoi pentru vecii vecilor, dar să slăvim de acum, mărit să fie Domnul. Domnul să vă binecuvinteze.